Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Să începem. Astăzi voi găti tagliatelle Mare Monti. Mi-amintește de Italia. Am gătit rețeta asta de nenumărate ori. Pentru că stăteam, în Italia stăteam în port, practic. Și cumpăram creveții proaspeți. Am ajuns în Italia la vârsta de 21 de ani și am rămas acolo pentru încă 16 ani. Am lucrat în construcții toată perioada, am îndrăgit această meserie, deoarece și în România făceam căsuțe de lemn. Am fost foarte apreciat o perioadă în Italia, mai ales când aveam firma mea. Punem creveții. Pentru că am descoperit că îmi place mult să gătesc, m-am înscris anul acesta la un curs de bucătari cu scopul de a găti mai bine. Dar mai mult am făcut-o ca exemplu pentru copiii mei. Da, chef, poftă bună! Deci foarte mult să ajung într-una dintre cele trei echipe și aș opta pentru echipa de Scălătescu. La-l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 a. Mamă, miroase tare rău a hribii. Uite hriba. Băule, păi e hribi cu... Tagliatelle Mare Monti! Bine, mă. Tagliatelle... Băi, dar eu numai tacâmuri de pomană primesc. Așa de-astea mereți. Care fac așa? Așa mereți. Și asta, și asta. Numai de-astea primești, că uite-te și... Și cuțitul la fel. Nu, asta e bun. Te iubesc foarte tare, colegii tăi. Da. Deci avem, deci avem niște tagliatelle cu ciuperci, cu creveți și squeci. Să avem un italiano, vero? Nu, e mă, că dacă era italian, punea mai multe fructe de mare. Sono italiano, bam, bam. Buonasera! Buonasera! Sunt Marcel Ionescu, vin din Arad și am 51 de ani. Marcel Ionescu, cu ce te ocupi în Arad? Cu decoruri de interioare. A, da. Decorațiuni. Mă refer la pictură, la stuc venețian. Pictezi? Nu ne recaz, uneori. Faci stucaturi? Stucaturile deja sunt depășite, fac mai mult. Fac tablouri, da. De mult timp? Am plecat din țară pe vremea răposatului. Am fugit, practic, fraudulos din țară. Și mi-a prins bine faptul că eram... Cum ai reușit? Cum am reușit? Da. Nu aveam GPS sau un drum, deci trebuia să stau 2-3 zile acasă să mă pregătesc și psihic, pentru că știam că ori mă împușcă pe frontieră și nu mai vin înapoi, ori dacă trec cu brio, oricum nu vedeam familia în de zile. Singurel? Nu, eram însoțit de încă doi prieteni. Am fost urmăriți, pentru că cineva ne-a spus unde suntem și au venit ăștia cu căruțele și trăgeau cu Kalașnikov în fața noastră. Nu cred. În final m-au dat serbii din Iugoslavia, m-au trimis înapoi, probabil pentru sacul ăla, pentru vagonul ăla faimos de sare, așa se zicea pe vremea aia. Erau dat înapoi și România plătea cu un vagon de sare fiecare personaj de genul meu, trădător de țară. Nu așa și acolo făceai 2 săptămâni pușcărie, închisoare, pentru că era ilegal să treci și la ei. Era foarte închis, eram undeva la 25 de metri pătrați camera, 40 de persoane. Man. 5 paturi etajate, deci practic erau 10 paturi. Da. Dormeam câte 2, fără saltele, direct pe plasă, ca să avem loc, și ceilalți pe jos, pe saltele. Dacă unul se întorcea, se întorceau toți. Man. E când a venit revoluția, dragilor, toți pe în genunchi acolo în sala de mese, ne-am rugat Dumnezeu. Și unde ai plecat? Am plecat cu gândul să ajung în Franța, pentru că nu știu de ce era la mod de Franța atunci. Toți românii mergeau în Franța. De la Iugoslavia la Italia, ca să trec frontiera, a fost cea mai groaznică. Am zis, băi, nu mă împușcă nimeni, dacă burai și urcai pe ăsta, te duceai singur înapoi. Ce mă rog, am ajuns în Udine și eram slăit fără puteri, eram 3 băieți. Ei, să cum eram slăit de putere și ăsta zic, bă, băieți, hai să facem o pauză. Zic, toți suntem aici, hai să mergem până la Roma, că dacă nu văd coloana aia a lui Traian, zic, și Coloseumul, parcă nu-s român, mă. Ei, când am ajuns Roma, am rămas și fără bani, să ne întoarcem înapoi, să luăm către Franța. Am dormit vreo o lună bună pe cartoane, pe unde am apucat prin vagoane de tren. Și ce mâncai? Deci, prima dată când am ajuns, am găsit o bucată de pizza de asta cu varză pe ea. Interesant, că ei nu fac cu varză deasupra pizza. Pizza cu varză? Și bă, îți dai seama dacă mă prinde poliția acum, zici, și mă dă înapoi și n-am mâncat nicio pizza nici în Roma, să știi? Și am după aia să Și unde ți-ai făcut familia? În Italia sau în România? În Italia a venit actuala mea soție din România, la muncă acolo.
Interesant e faptul că eu stăteam la etajul 2 pe vremea lui Ceaușescu, la bloc. Iar ea stătea la etajul 1. Nu, dar avea 12 ani când plecasem eu. Și zicea, vezi că o să vină Carina, dar nu mai știi că era vecina noastră. Eu mă jucam cu păpușile, zicea, hai, care de aici, că trebuie să trec. Ei, și de 18 ani suntem împreună, avem doi copii și ne-am întors în țară. Foarte tare, bravo! Deci vecina. Că actualmente avem un grup de băieți în Arad cu care gătim pentru evenimente caritabile și strângem fonduri la fiecare eveniment. Ăsta e numele grupului. Frumos! Gătim împreună, da, pentru unul mai bun. Foarte frumos. Și cam asta este. Apropo de bucătărie. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.